sperăm că este o seară bună, prima a interdicțiilor impuse prin ordonanța militară. Ne aflăm în Ploiești la o acțiune a polițiștilor de la IPJ Prahova. Este o acțiune organizată în comun cu jandarmeria și evident cu poliția locală, așa cum bine știți, trecut acum în subordinea Poliției Ministerului Afacerilor Interne. Ce fac polițiștii în acest moment? Îi opresc pe cei care circulă prin oraș. Sunt foarte multe echipaje de poliție, practic tot orașul este plin, și verific dacă cei care se află în trafic au documentele solicitate de lege. Această verificare. Sunt atât documentele de transport ale mașinilor de acest gen, evident permisul de conducere, buletinul de identitate, legitimațiile de serviciu. Știți că trebuie să aibă și acele două documente în cazul în care nu un document eliberat de angajator care să ateste faptul că se află în timpul programului, că se deplasează înspre sau dinspre muncă, atunci trebuie să aibă o declarație pe propria răspundere. Continuare verifică de lucru, au verificat documentele șoferilor, mai ales cum au verificat în baza de date dacă cei opriți în trafic figurează în lista persoanelor care ar fi trebuit să se află în carantină. Așadar, nu vă faceți iluzii că ați putea scăpa în cazul în care aveți nefericită idee dacă vă aflați în carantină să ieșiți pe scări pentru că pe străzi, pentru că polițiștii verifică foarte ușor dacă vă aflați în această bază de date a persoanelor aflate în carantină. Și după ce fac această verificare la mașinile pe care le opresc, abia atunci pot să le dea drumul dacă toate sunt în regulă. Dar asta este situația și cum probabil ați văzut, mulți nu au înțeles în ce constă această ordonanță militară, ce anume avem de făcut, ce anume trebuie să respectăm. Chiar și recomandările pe care la un moment dat secretarul de stat Arafat spunea că ar fi bine să le respectăm, nu ca pe recomandări, ci ca pe obligații, pentru că o facem pentru noi, pentru sănătatea noastră și pentru a-i proteja pe cei din jurul nostru. Încă foarte puțin văd și comentariile pe care le postați unii dintre dumneavoastră. Foarte puțin cunosc prevederile acestei ordonanțe. Încă oamenii nu știu să facă distinția ce înseamnă recomandare și ce înseamnă obligație. Ce se întâmplă așa se încheiat la 11 seara, când vorbim despre recomandări care posibil în curând să se transforme și acestea în obligații, și ce se întâmplă cu ora 12, cum este acum când suntem în perioada în care suntem obligați. Oriunde te întorci, cel puțin aici în zona centrală,
aveți girofaruri. Însă filtre de poliție sunt în toate zonele orașului. Vă puteți întâlni cu ei oriunde în stradă. Sunt și filtre organizate de jandarmi, nu la foarte mare distanță de aici. Pe alte artere principale sunt și filtre ale poliției locale. Deci cam prin toate zonele, dacă vă faceți cumva iluzii că nu-i veți întâlni, este aproape imposibil să nu dați peste ei pe stradă sau ei să dea peste voi după casă. Vom vedea, să știți că trebuie. Aceeași procedură, documentele la control și mai mult decât permisul, buletinul mașinii, buletinul șoferului și certificatul de matriculare al mașinii sunt acele documente despre care vă vorbim mai devreme. Care nu au înțeles ce se întâmplă în cazul de față, acest șofer a mers bietul de răs, așa, soția de la serviciu. Și, din păcate, acum pentru că nu a respectat, se afla el în interes de serviciu, va fi sancționat. Și acum am eu o amendă pe ce? L-am ieșit afară din casă, să iau băiatul la muncă, n-avea cu ce să vină acasă? Stau în Valea Călugărească, cu ce ajunge acasă? Plățită măsura, mai ales că sunt clare motivele pentru care aveți voie să ieșiți sau nu. Adică o las pe jos, să meargă pe jos? Nu, lasă pe jos, să mă duc până la vezi pe jos. În Valea Călugărească stați dumneavoastră? Da. Am îndesit de Valea Călugărească și stăm aici în zonă. Bun. După cum observați, oamenii au într-un fel dreptate unii dintre ei, pentru că măsurile pe care guvernul le-a luat nu au fost odată foarte clar explicate. Să știți că au fost unele destul de vagi, chiar și noi din presă, care înțelegem destul de bine aceste proceduri. Am cerut mai multe lămuriri în aceste zile, pentru că, așa cum vă spuneam, nu toate erau foarte clare. Vă dați seama, oamenii care nu au de face cu sfera legislativă, acestea se pricep mai puțin, caută și ei înțelegere, caută explicații. În cazul de față, omul care locuiește în Valea Călugărească venise să își ia soția de la serviciu, neavând cu ce să vină la această. Ar fi putut foarte simplu să facă acea declarație, pe care cred că și acum o poate face,
din câte am înțeles și cred că am înțeles destul de bine legea, poate să dea acea declarație pe propria răspundere în care se explice motivele. Numai că, iată, nu a făcut-o, nu găsește înțelegere, n-a ieșit acasă, evident, și nu pare să fie la plimbare. Această acțiune continuă. Nu este o acțiune care se va derula doar în această noapte. Este prima noapte în care se aplică ordonanța militară. Veți vedea poliția de fiecare noapte pe străzi, nu doar în marile orașe din țară. Și poliția rurală este la datorie, cel puțin asta mi-a spus. Aceste acțiuni și că vor fi permanente astăzi. Nu cred că s-a înțeles. Și pentru a îi proteja. În direct alături de noi, am să încerc să repet pe scurt ce se întâmplă. Trebuie să fiu atent și la ce fac polițiștii pentru a încerca să vă explic cât mai clar care este situația în această acțiune. Așadar, polițiștii au ieșit în stradă, îi veți întâlni dacă nu aveți încotro. Atenție, dacă respectați legea și totuși sunteți nevoiți să ieșiți pe străzi, îi veți întâlni în toate cartierele din Ploiești. Sunt mașini care au organizat filtre, filtre, așa cum vedeți și aici, în centrul Ploieștiului, și sunt mașini mici, care unele dintre ele supraveghează zonele de Ploiești, patrulează, altele stau și așteaptă să verifice documentele celor care circulă la această oră în traficul ploieștean, destul de la rarefiat. Practic, în ce parte te întorci? De la IPJ Prahova, de la Poliția Municipală Ploiești și de la Poliția Locală Ploiești. Se verifică documentele șoferilor. Au fost publicate în cazul în care n-ați avut răbdarea sau timpul necesar pentru a le consulta. Le găsiți pe observatorul.ro. Citiți-le cu atenție pentru a nu ajunge în situația șoferului cu acest BMW care a fost oprit de polițiști, pentru că nu a avut un motiv întemeiat, deși unul susține. Atenție, una este ce susține, alta este ce se întâmplă. Trebuie să și provezi, sau măcar să ai acele documente, sau măcar să dai acea, să scrii acea declarație pe propria răspundere, pe care oricum polițiștii o vor verifica, tocmai pentru a-i descuraja pe cei tentați să mintă. Dacă ai toate aceste documente în regulă, nu ești sancționat. În cazul de față, polițiștii au decis să-l sancționeze pe șoferul acestui BMW. Spune că a venit să-și ia soția de la serviciu. Mă rog, nu este de competența noastră să stabilim dacă a avut sau nu. Poate nu facem anchetă, pur și simplu prezentăm o stare. Să vedem până la urmă și ce au decis în cazul său. Ați fost sancționat cu suma de 100 de lei, având posibilitatea ca în termen de 15 zile să achitați dumneavoastră jumătate, adică 50 de lei. Rugămintele și avizele constatate de mine sunt sub mențiune pe care am fost de public, motivul pentru care v-am dat această ură de înțeles că a fost în neregulă, nici politici.
glumă, deși situația nu este una deloc de glumă. Am cam trecut de stadiul de glumițe. Chiar și aici primul sancționat trebuia să fie neapărat un bebe. Este pur și simplu o glumă. Se mai amuză și polițiștii, chiar a fost intenționat, nu vom mai și alte mașini înainte și șoferii acelor mașini aveau documentele, aceste de ordonanță militară, văzute de ordonanță militară. Bun, nu o să mai rămâne foarte mult în live, așadar rețineți aceste acțiuni. Vor fi seară de seară cât timp este în vigoare ordonanța militară. În cazul în care ieșiți noaptea după ora 22 până la 6 dimineața, vă veți întâlni în toate cartierele Ploieștiului, pe drumuri județene, pe drumurile naționale din Prahova, cu polițiști. Au logistica necesară, au și carburant. Să sperăm că vor avea și vreme mai bună și ei și dumneavoastră, și polițiștii vor verifica respectarea prevederilor acestei ordonanțe militare. Încă o dată spun, pentru ca noi să fim în siguranță, și sperăm din tot sufletul să se termine odată toată această nebunie și să fim toți sănătoși, să nu mai fim nevoiți să trăim asemenea momente și să vedem asemenea imagini pe străzi, imagini pe care nici nu le gândeam vreodată că am putea să le vedem. Să aveți o noapte liniștită și multă sănătate!